Salutare! Astăzi emisiunea La Firul Ierbii începe în Orhei, aici unde iarba de pe teren este călcată cu Mercedesul. În teren deja au intrat jucătorii FC Milsami și FC Bălți și sunt gata să vadă în această seară cine este mai bun. Dacă componența de start deja am văzut-o în teren, să vedem și cine astăzi se află pe banca rezervelor și de ce. Să vă întreb doar astăzi, nu vreți să vorbiți înainte de meci? Păi deja vorbesc, dar nu trebuie, mai bine. Hai să ne concentrăm. Între timp și echipa din Bălți a intrat în teren, băieții sunt pregătiți, sunt mai în formă ca niciodată, mai ales că înainte urmează și Cupa Moldovei. Așa că eu cred că ei trebuie să pregătească și le trebuie cât mai mult antrenament acum. Uitați-vă, noi am venit tocmai din Chișinău, la Milsami, la meci cu Bălți. Băieți, sunt formă de la Orhei, sau nu prea? Da. Dar ne-a sedeți o vană răit, urmăriți toate meciurile? Prea puțin văd fotbal deschis. Așa. Decât la televizor, așa mai des. De unde floarele astea așa frumoase? De la, echipă? Da, nu vreau. Așa, dar sunteți fani răiți, veniți la fiecare meci? Da. Dumneavoastră. Cum băieții sunt în acest sezon? Mai puternici, mai buni sau? Sezonul este o lecție mai slăbuț. Dar se poate și mai bine, dar în rest, poate și... Ce strigați azi din tribune? O să auziți. Prima repriză, jucătorii merg în vestiare să bea un ceai, să mănânce o banană și să revină în teren cu forțe noi, căci tare greu e drumul spre cupele europene. Capitanul Boluha, Saevski din prima, la Dumitru Rogac, scapă acesta de marcajul lui Rusnak, Spătaru pasă pe jos, Radu Gânsar și se face 1-0 din minutul 72. Vrie mare în tribunele stadionului. Cum v-a părut jocul din această seară? Foarte interesant, frumos. Un gol? Frumos sau? Foarte frumos. Foarte frumos. Foarte mulțumesc. Chiar s-a pierdut în timp pentru Milsami. Un gol frumos marcat în această seară. Ce emoții, ai fericit? Da, 3 puncte ne-am dorit foarte mult după un început de sezon foarte prost. Ne-am revenit și suntem acolo sus. Depinde de noi deja următorul meci. Care sunt șansele la cupele europene, că asta până la urmă e scopul? Depindem de rezultatele din cupă, din finala cupei, dar mai avem un meci cu Șerif, sperăm să luăm puncte și iarăși depindem de alte echipe, dar suntem poziția 4 și până când suntem în cărți. Знали, что тяжелая игра будет, очень много стояло в Еврокубке, поэтому главное было спокойно выйти и сделать результат. То, что и получилось, слава Богу. Серафим, бună seara. Ну, despre două cuvinte despre cupă să ne spui. Că v-a rămas cupa. La cupă ce o să ne spui? După ce o să câștigăm. Sunteți încrezuți în aceasta? Da. Cine a mers în această seară? Cred că noroc puțin am avut. Contează cel mai mult norocul până la urmă? Cred că da, în așa meciuri, da. Azi n-ai jucat, dar fanii ai mai mult de parcă ai fi jucat chiar. Lasă-mă, ai fanii parcă ai jucat chiar azi. Lasă-mă, nu vreau. Lasă-mă.
Luminile parțial s-au stins, meciul s-a terminat, iar scorul final a fost de 1-0. Milsami a reușit să se impună în această seară prin golul victoriei marcat de Radu Gânsari. Cu voi a fost Olivia Cucoș, aici s-a terminat sejurul nostru în Orhei. Data viitoare ne vedem tot aici, la Firul Ierbii.